Știați că există o grădiniță de vară, ca afară, cu piscină, cursuri interactive și tot felul de distracții. Colega Beatrice este chiar acum acolo. Bună dimineața, Betty! Hei, salutare! Vacanța de vară a venit. A venit la grădiniță și cred că e foarte bine, mai ales când ai piscină, te relaxezi, ai foarte mult spațiu la dispoziție. Bună dimineața, Roxana! Tu ești responsabilă de înnotul copiilor, da? Bună dimineața! Da, așa este. În fiecare dimineață copiii de aici fac activități acvatice, cum spun ei. Se joacă. În a doua parte a zilei fac cursuri de înot profesionale cu Antonio Costea și facem tot posibilul să-i ajutăm să se acomodeze cu apa, să-și depășească teama de apă și să facem tot posibilul să fie totul ok. De ce ar fi important ca părinții să înțeleagă faptul că cei mici au nevoie să facă mișcare și să facă sport de mici? Îi ajută foarte mult în comunicarea cu ceilalți, îi ajută să se dezvolte frumos, armonios. Tot de aici pot face o selecție dacă sunt făcuți pentru acest sport sau nu și în același timp, în cazul în care au probleme de postură, noi prin anumite recomandări îi trimitem să facă anumite analize. Îți mulțumesc tare mult, dar la grădiniță nu e vorba doar despre înot. Copiii au parte de foarte multe activități despre care aflăm de la Gabriela Maluf. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce fac copiii interesant la grădini? Foarte multe lucruri fac interesante, mai ales acum pe perioada verii putem realmente să consolidăm abilitățile lor de socializare, de comunicare și de a-și pune în aplicare informațiile pe care le-au aflat pe parcursul anului, să vadă cum pot ei să ducă toate aceste lucruri pe care le-au învățat în viața de zi cu zi. Pot ei să le povestească părinților, adulților cu care se întâlnesc în vacanță, poate chiar copiilor cu care se întâlnesc în parc. Asta se numește service learning, se numește așa pentru că aducem tot ce am învățat în ajutorul comunității. Putem să facem lucrul ăsta fără să ne certăm, fără să intrăm în conflict. Uite, copiii din spatele meu fac dezbatere, un minut de dezbatere, adică fiecare își citește